Primul ministru care a venit astăzi la serviciu a fost Lia Olguța Vasilescu. La minister a venit și fostul ministru al muncii, Dragoș Pâslaru, care îi predă mandatul fostului primar al Craiovei. Noul ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu, a venit la serviciu pusă pe treabă și are deja câteva sarcini de îndeplinit încă din prima zi de lucru. Suntem pregătiți. După cum vedeți, nu mi-am luat cu mine decât programul de guvernare. Am de lucru până mâine. Trebuie să dăm drumul la 7 ordonanțe de urgență. Salariu minim, știți foarte bine, pensiile și așa mai departe, deci chiar e mult de muncă. Sper să termin foarte repede cu formalitățile de predare primire și după intru în pâine. În legătură cu legea salarizării, aveți planuri? Știți că era în discuție? Bineînțeles, bineînțeles că avem planuri, dar după buget imediat, pentru că acum prioritatea zero este bugetul, trebuie să dăm ordonanțele de creștere a pensiilor și a salariilor. După ce vom da aceste ordonanțe, va trebui să ne asigurăm că avem bani în buget și după vom intra pe legea salarizării. Fostul ministru al muncii, Dragoș Pâslaru, a venit să-i ureze succes Liei Olguța Vasilescu. Pâslaru a adus și un buchet de flori pentru fostul primar al Craiovei. Este investitura unui nou ministru al muncii, e și ministrul meu. Este absolut firesc să îi urez succes doamnei ministru Olguța Vasilescu. Cred că este un minister puternic și pe care va avea posibilitatea să îl ducă mai departe pentru agenda socială și de muncă în România. I-am luat niște flori ca semn al colaborării. Așadar, noul executiv a intrat în focurile guvernării. Aseară târziu, noul premier și-a chemat subalternii la o primă consfătuire și le-a dat sarcini precise pentru astăzi. Colegul nostru Adrian Păsărin se află la Palatul Victoria și ne dă detalii. Adrian, bună dimineața! Ce program au noii miniștri pentru astăzi? Bun găsit, încă din prima zi de activitate a noului guvern, miniștri au primit sarcini clare de la premierul Sorin Grindeanu. Aceștia trebuie să meargă la ministerele pe care le conduc și să facă o evaluare a situației, urmând ca în următoarea ședință de guvern, care ar trebui să aibă loc mâine, să prezinte câteva concluzii. Trebuie să spunem că premierul Sorin Grindeanu a ajuns în urmă cu câteva momente aici la Palatul Victoria. Înaintea acestuia a sosit și fostul premier Dacian Cioloș. Cei doi vor avea în momentele următoare o întâlnire de predare primire a mandatului. Vor discuta despre problemele de aici de la guvern, despre proiectele aflate în desfășurare. Trebuie să spunem că și aseară cei doi au avut o întâlnire atunci când noul guvern a avut și o ședință la Palatul Victoria. S-au discutat două probleme. Vorbim despre proiectul de abilitare a guvernului pentru a emite ordonanțe în timpul vacanței parlamentare, dar și despre un proiect care să parafeze structura noului guvern, având în vedere că noul guvern are mai multe ministere, iar unele ministere și-au schimbat denumirea. La ora 9. Fiecare ministru merge și preia ministerul pentru care a fost votat în Parlament. Vă rog să faceți un inventar al problemelor urgente pe fiecare minister, astfel încât vineri, când vom avea următoarea ședință de guvern, să le prezentați. Și deja avea și două puncte pe ordinea de zi. Avem pe ordinea de zi, așa cum știți, două puncte. Un proiect de lege privind abilitarea guvernului de a emite ordonanțe și un proiect de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Sunt lucruri absolut necesare pentru a funcționa cum trebuie ca și guvern și, în al doilea rând, pentru a da posibilitatea Parlamentului în zilele următoare să adopte acest proiect de lege. Intrăm în pâine și trecem la fapte. Înainte de a intra în ședințe, Sorin Grindeanu a fost condus până la ușa biroului de Călin Popescu Tăriceanu și de Liviu Dragnea.
foarte multă speranță.